Bună ziua, stimați cetățeni! O să încep prin descrierea mai multor crime financiare care, la care am avut, din păcate, nenorocul să fim cu toții martori și chiar victime, dacă vreți. De cursul ultimului deceniu, cel puțin, dar și înainte de asta, țara noastră a fost martor și a fost un teritoriu de test, dacă vreți, pentru foarte multe crime financiare. Eu aici vorbesc de exemplu despre evaziune fiscală, care este una relativ inofensivă. Vorbim aici de atacuri rider, când peste noapte proprietatea acționarilor, acțiunile proprietarilor legitimi sunt furate prin hotărâri de judecată și atribuite altor proprietari în baza unor documente false, trucate în baza unor hotărâri de judecată corupte. Noi am fost martori la furtul 1 miliard de dolari din Banca Națională prin intermediul a 3 bănci comerciale, bani care au fost scoși în afara țării și urma cărora a dispărut undeva. Această crimă a sărăcit populația cu o parte serioasă din PIB și până acum suferim și simțim consecințele acestei crime financiare. Noi am fost martori cum 22 de miliarde de dolari au fost spălați prin intermediul Republicii Moldova, tot în baza unor hotărâri de judecată corupte. Și asta este doar una dintre spălările de bani, pentru că acum auzim că am mai și pe teritoriul țării noastre au mai fost spălate și alte sume de bani, cum ar fi, aparent noi deja am spălat și banii mafiei columbiene, traficanților de droguri din cauza unor criminali aflați la guvernare, a unor politicieni care nu merită să fie numiți politicieni și nu merită să fie numiți aleși ai poporului. Noi am fost martori la finanțarea ilegală din exterior, a cel puțin unui partid politic. Și aici mă refer la Partidul Socialiștilor și renumitul dosar Bahamas. Și asta sunt doar câteva din crimele financiare pe care le-am auzit și le-am citit cu lux de amănunte în presă de nenumărate ori în ultimul deceniu, cel puțin. Toate aceste crime financiare au un lucru în comun și acest lucru este implicarea companiilor anonime, companiilor cu fondatori secreți, așa zise companii offshore, mai oficial companii înregistrate în jurisdicții cu risc sporit. Lipsa transparenței facilitează crimele financiare. Lipsa transparenței din acest domeniu totdeauna a facilitat corupția, crima organizată. Și dacă este un loc în care un politician corupt se întâlnește întâmplător în același hotel cu un criminal din chiar membru al crimei organizate, asta sunt jurisdicțiile offshore, unde ambii întâmplător merg să-și gestioneze afacerile. Este regretabil și este rușinos faptul că țara noastră este parte din acest flux al banilor murdari din lumea criminală și din lumea politicienilor corupți. Și doar transparența este o soluție rapidă și eficientă contra acestor fenomene. Noi trebuie să smulgem țara noastră din acest circuit al banilor murdari. În decursul anilor, de asemenea, am avut mai multe evoluții pozitive, ca să recunoaștem. Noi, 10 ani în urmă, nu aveam idee cine este proprietarul instituțiilor media,
care toate erau în offshore. Noi 10 ani în urmă nu aveam idee cine este proprietarul mai multor bănci comerciale care la fel se ascundeau în offshore. Noi 10 ani în urmă nu aveam idee cine ne câștigă licitații publice care la fel erau în offshore și multe, multe alte lucruri pozitive care, este adevărat, s-a întâmplat în țara noastră, dar mai avem de lucru pentru a, cum am spus, pentru a smulge țara noastră din acest circuit al banilor murdari. Această inițiativă pe care o prezint astăzi este o următoare tentativă de a avansa transparența în acest domeniu, de a ajuta societatea civilă și presa de investigație să acceseze mai ușor informații referitor la activitatea companiilor offshore din, pe teritoriul Republicii Moldova. Și ea se rezumă, de fapt, la o idee destul de punctuală care, sunt sigur, o să ajute enorm de mult celor care urmăresc fluxurile financiare. În conformitate cu legislația privind spălarea banilor, Agenția Servicii Publice colectează informații despre companiile fondate de companiile din Republica Moldova, fondate de companii așa zise offshore. Doar că această informație nu este publică. Ori noi, iarăși un mare succes al transparenței, dacă vreți, a fost publicarea informației privind fondatorii companiilor din Republica Moldova, lucru care s-a întâmplat deja 6 ani în urmă și lucru care a ajutat foarte mult la mișcarea anticorupției din țara noastră. Totuși, informația privind beneficiarii efectivi din aceste companii fondate de offshore-uri nu este informație publică, lucru care nu-l considerăm neapărat oportun. Ori atunci când informația despre administrator al zecilor de mii de companii este informație publică și atunci când informația despre fondatorii companiilor din țara noastră este informație publică și trebuie să fie, nu există motive ca informația privind beneficiarii efectivi să nu fie informație de interes public. Din acest motiv, astăzi înregistrăm un proiect de lege pentru a corecta această breșă, dacă vreți. Cum am spus, Agenția Servicii Publice colectează această informație, doar că această informație nu este publicată de rând cu alte informații despre companiile active din țara noastră. Urmare a acestei inițiative, dacă va fi votată, și eu foarte mult sper că o să existe suficienți deputați în acest parlament sau în următorul, în cel mai bun caz, care să susțină asemenea inițiative. Urmarea acestei inițiative, noi vom avea acces la beneficiarii efectivi din spatele companiilor fondate de entități offshore. Deci, esența acestui proiect este mai facem un pas în direcția limitării, anulării secretului offshore din țara noastră. Pentru că, așa cum am spus și o să repet, transparența trebuie avansată zi de zi și este datoria noastră să spălăm rușinea de pe imaginea țării noastre, avansând transparența în acest domeniu și limitând influența companiilor offshore, limitând implicarea țării noastre în atâtea și atâtea crime financiare de-a lungul anilor. Asta am vrut să vă spun. Curând înregistrăm proiectul, care va fi disponibil și pe site-ul Parlamentului și la mine pe blog. Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună!